avem un medic specialist în psihiatrie pediatrică alături de noi, care o să ne spună totul despre fricile celor mici. Domnul doctor Bogdan Fițiu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Eu sunt foarte curios de ideea asta de frică. Noi ne naștem cu fricile astea sau ele sunt cumva învățate de la părinți și din experiențele prin care ne trece viața? Multe din fricile pe care le avem atunci când suntem mici sunt frici născute. Practic, în cursul evoluției noastre, noi am trecut prin tot felul de situații, așa genetic vorbind, această populație umană, omul în general, a trecut printr-o grămadă de situații și a învățat și a transmis urmașilor săi anumite caracteristici de care trebuie să ne ferim. Și atunci, de obicei, creierul nostru nu știe că suntem în 2024, unde ne-am făcut case frumoase în care suntem păziți de frig, păziți de animale, păziți de tot felul de lucruri care ne pot face rău. Și atunci reacționează într-un fel la fiecare din stimuli ăștia pe care îi interpretează cumva înfricoșător, are o reacție. Și bineînțeles că de cel mai multe ori copiii mici au o reacție pentru a fi protejați, pentru că e foarte clar pentru ei că nu se pot apăra și apelează la adult. Și transmit, bineînțeles, imediat disconfortul prin plâns, prin lipirea de părinte, prin tot felul de comportamente care arată copilului că am nevoie să fiu protejat acum, am nevoie să fie aici lângă mine. Deci frica este un comportament uman, da, de apropiere și de ceilalți. De aceea, când ne este frică, e mai bine să fim într-un trib decât să fim singuri. Corect, total adevărat. Haideți să le luăm pe rând. Cea mai comună frică, zic că este frica de întuneric, da? Poate cumva vine și de la părinții noștri când eram mici, nu ți s-a întâmplat, zic că, dacă nu dor, vine bau-bau. Nu? Doamne, ne spuneau tot timpul chestia asta și am dezvoltat această frică, dar hai să revenim la copiii noștri. Adică noi suntem un caz aparte, trebuie să mergem la terapie. Ce înseamnă mai exact frica asta de întuneric? Teama de întuneric este o parte din acele frici pe care le avem ca oameni, da? Deci este o frică profund umană, normală pentru această etapă de vârstă. În general, între 2 și 9 ani, majoritatea copiilor au momente în care dezvoltă această frică de întuneric. Odată pentru că ei sunt prezenți în lumea imaginativă. Uh-huh. Pentru un copil, tot ce se întâmplă în jurul lui poate să devină o chestie imaginativă. O umbră poate să devină un monstru, un fascicul de lumină poate să devină o navă spațială. Okay. Și atunci, interpretarea pe care creierul o dă în întuneric, a unor elemente normale, și mai este o chestiune, copiii nu văd foarte bine în întuneric. Noi judecăm cu ochii adultului și ne gândim, dar uite-te, acolo nu e nimic. Păi da, copilul s-ar putea să nu distingă atât de bine ca noi acea umbră sau să nu vadă acel lucru așa cum ne-l imaginăm noi că îl vede. Și atunci, în această asociere a unei imaginații hiperreactive și bogată, se dezvoltă tot felul de lucruri. Dacă părintele mai vine și cu amenințări uneori că dacă nu faci ceva, vine cineva care îți face ceva rău, avem rețeta pentru succesul fricii. Uh-huh. De cele mai multe ori sunt aceste mici componente care aduc să... Și după aia, evident că ne gândim, dar de ce nu mai doarme copilul nostru? Exact. După ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, evident că este dificil să se relaxeze și să se simtă în siguranță într-o încăpere întunecată. Vorbeați mai devreme despre umbrele astea pe care le vedem în întuneric și mi-am adus aminte că atunci când eram mic mai atârna mama din când în când un costum pe ușa de la dormitor și mă trezeam noaptea și îl vedeam și era un moment... Doamne, dar da. Dacă părinții vin și invalidează frica asta și vin și spun nu există niciun monstru, astea-s prostii, treci ești peste. Ești băia mare, ai 5 ani. Da, tu ești bărbat, n-ai voie să te sperii de lucrurile astea. Ce simte copilul? În cultura noastră, de multe ori, asta face parte din capitolul încurajare. Cum înțelegem noi să oferim încurajare? Doar că nu este cea mai bună metodă de a încuraja un copil care este în fața unei frici care e extrem de reală pentru el și care e asociată și cu senzații fizice. Copilul simte că îi bate inima tare, că respiră din ce în ce mai... Adică interpretează și senzații corporale disconfortante pe lângă senzațiile de frică. Și atunci, cel mai simplu lucru pe care putem face este să fim de acord cu frica copilului. Da, observ că ți-e foarte frică. Înțeleg că atunci când te duci în cameră, ți-e frică. Pentru că dând acest curaj în care nu există monstru, nu îl convingem pe copil că el nu există. Pentru lumea imaginativă a copilului, monstru e foarte real și e foarte acolo. Și atunci noi, de fapt, doar negăm că el are o frică.
Deci trebuie să-i confirmăm, să fim alături, să avem un discurs, să oglindim exact, sau eventual putem să spunem și noi. Putem să dăm și noi exemple despre frici. Exact. Ok, și mie mi-este frică uneori când. Înțeleg că și ție când te duci pe hol spre baie, ți se pare că ți este frică. Hai să vedem ce putem face împreună. Și ce putem face împreună este să expunem copilul treptat la situații de genul acesta. De exemplu, dacă copilul este frică să meargă într-o cameră într-alta, da, putem să transformăm asta într-un joc de expunere. Hai să vedem cât de repede putem să fugim dintr-o cameră într-alta ca să fugă frica de noi. După aceea, hai să vedem dacă putem să stăm o secundă în cameră să ne fie frică și apoi 2 secunde, 3 secunde, 5 secunde, până reușim să stăm din ce în ce mai mult timp singurei. Bineînțeles că de fiecare dată lăudăm copilul pentru abilitatea asta. Wow, ce curajos ai fost! Super mândră sunt de tine! Ai fost foarte curajos! Și eu mă bucur că ai acest curaj. Și atunci, cumva, făcând lucrul acesta, expunând copilul treptat la situații în care el vede că nu se întâmplă nimic și că am sprijinul celorlalți din casă, exact, aceasta se diminuează, bineînțeles. Mi-a atras ceva atenția ca părinte și să nu părem în fața copilului invincibil, adică dacă noi avem o frică de întuneric, să-i mărturisim copilului nostru că și noi la rândul nostru avem această frică. Acum, nu chiar adică, frica nu asta. Adică nu la modul că aș zice să impact, dăm exemple despre teamă, frici pe care le avem și noi și să arătăm cum am reușit noi să facem față la frici. Să trecem peste. Să dăm exemple despre ce aș putea face. Întotdeauna în fața unei situații, indiferent care este ea, dacă e o situație de frică sau o situație de limită, bineînțeles că noi, gândiți-vă la dumneavoastră, dacă vreodată am avut o situație în care ne-a fost frică, n-am întrebat în jurul nostru, hei, tu ai mai avut frica asta? Ce ai făcut când ți-a fost frică să urci cu liftul și ce ai reușit să faci? Și bineînțeles că, dând exemple că și alți oameni au chestia asta și nu e nimic în regulă, relaxăm un pic situația în familie. Da, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, vorbim despre fricile copiilor și cum putem să le gestionăm. Mai există și în povestea, chiar tu povestea Lili despre treaba asta, frica de abandon. Atunci când părintele pleacă de acasă, uneori se întâmplă să plece pentru foarte puțin timp, la cumpărături, exact, poate. Sau când îl lași la grădiniță și da, pleci. Deci este o traumă plânge, pe care o simte nu? Și părintele și copilul deopotrivă. Este o frică, iarăși, normală a copilăriei. Teama de abandon este teama că atunci când părintele este departe, eu nu voi reuși să mă îngrijesc singur. Și bineînțeles că un copil mic nu se poate îngriji, nu se poate apăra singur și atunci are nevoie de proximitatea părintelui permanent. De obicei, această frică explodează în jurul vârstei de 2-3 ani, este apogeul apogeului și atunci copiii sunt efectiv lipiți de părinte. Nu mai pot părinții să meargă nici la baie. Copilul bate la ușă, cere să intre, să fie în constantă prezență copilul. Teama este că dacă tu pleci, eu nu voi reuși să fac nimic. Eu voi fi atât de vulnerabil încât am nevoie de tine permanent. Ce facem în cazul ăsta? Aici facem același lucru pe care îl facem la frica de întuneric. Expunem copilul treptat la situații foarte scurte de separare și reunificare până când se setează predicția că părintele se întoarce de fiecare dată. Și atunci facem același lucru. O secundă, părintele merge în cealaltă cameră, că de obicei anxietatea de separare e legată de unul din părinți. Părintele care petrece cel mai mult timp cu copilul. De obicei mămicile sau atunci când tații petrec foarte, foarte mult timp, tații. Și atunci celălalt părinte poate să ne fie asistent. Lăsăm copilul pentru o secundă până eu mă duc în cealaltă cameră, închid ușa, mă reîntorc și fac acest exercițiu constant, 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 până când timpii pe care copilul poate să-i tolereze fără mine, părintele de care este cel mai lipit, sunt din ce în ce mai lungi. Practic, facem o expunere treptată la o situație de frică, în confort, copilul este cu un părinte sau un îngrijitor în siguranță, bunică, bonă, educatoarea de la grădiniță, pentru că și acolo se creează o relație afectivă și atunci copilul știe că eu sunt în siguranță cu acest adult de referință până vine adultul pe care eu îl doresc. Da, din păcate noi aici la TV avem o frică de timpul care se scurge foarte, foarte repede și ar mai fi multe frici pe care am vrea să le discutăm, dar poate într-o ediție viitoare. Până atunci, în încheiere, cam ce sfat ați avea pentru părinți? Ce ar trebui să facă ei atunci când copilul își exprimă o frică și poate și ce n-ar trebui să facă? Un do's and don'ts. Un do's and don'ts. În primul rând, să reflectăm emoția pe care, da, înțeleg că ți este super frică, sunt aici lângă tine, hai să vedem ce putem face să găsim încurajările pe care le discutam mai devreme.
Și un alt lucru pe care nu ar trebui să-l facă este să nu minimizeze niciodată o poveste pe care copilul ne-o spune. Indiferent că ea nouă ni se pare stupidă sau ni se pare nesemnificativă. Pentru copil este un lucru extrem de mare și este valid pentru el să se simtă așa. Da, cred că e important, da, să oglindim de fiecare dată povestea copilului. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor Bogdan Fițiu.